consiliere. În conformitate cu prevederile articolului 133, aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, ați fost convocați în ședința ordinară prin dispoziția numărul 292 din 9 septembrie 2022, emisă de primarul Comunei Bârjol, pentru data de 13 septembrie 2022, orele 10, care va avea următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Bârjol pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Bârjol, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind înregistrarea audio-video a ședințelor Consiliului Local al Comunei Bârjol, județului Bacău. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bârjol în cadrul Consiliului de Administrație și Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității ale Școlii Gimnaziale Bârjol pentru anul 2022-2023. Din cei 15 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenți? Da? Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Și toată lumea este pentru. Dar înainte să dezbatem punctele de pe ordinea de zi a ședinței, vă rog să supunem la vot cele două procese verbale întocmite la ședința ordinară din 9 august și ședința extraordinară de îndată care s-a ținut pe data de 29 august. Supun la vot cine este pentru. Se abține cineva? Toată lumea? Da. O întrebare aici la doamna secretară. Da. Ați trecut pe 13, suntem în 14. Am fost în greșeală. Am 14. Exact, nu ne-am vorbit. Deci, asta că de greșeală nu am și eu greșeală și el zic că nu am ce de mine. Dar nu e greșeală. Dar este greșeală. Nu, că e un primit. Trebuie refăcut. Deci să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Bârjol pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2022. Inițiator primar, domnul Vasile Lucu. Da, vă rog să faceți propuneri pentru următoarea ședință. Doamna Rodoreu. Mai aveți și alte propuneri? Da, ținem un cuvânt. Cine este pentru? Deci se aprobă ca președinte pentru următoarele ședințe din lunile octombrie, noiembrie, decembrie, să fie domnul consilier Olav Doreanu. Dar și cum se mai trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi și anume proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Bârjol, județul Bacău. Inițiator, domnul primar Vasile Lucu, prezintă doamna Sfătoară Margareta, secretar. Da, e un proiect de hotărâre care a fost transmis către Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice spre verificare. În urma lucrărilor efectuate la Căminul Cultural din satul Pustian, așezământ cultural, s-au făcut investiții foarte mari și s-a modificat și valoarea de inventar, precum și suprafețele, suprafața desfășurată, suprafața construcției, valoarea terenului și bunul respectiv face parte din domeniul public, a fost publicat în monitorul oficial și trebuie să actualizăm această anexă, anexa numărul 63. Așa. Este a fost publicată și am trimis către Ministerul Dezvoltării, pe 24 august am primit precizările lor și cu ce modificări trebuie să facem, le-am modificat și supunem spre aprobare proiectul de hotărâre, cum a fost transmis către dumneavoastră cu toate modificările care trebuie să cuprindă anexa respectivă. Supunem la vot, eu am fost alea vechi, și acum trebuie să puse valorile noi și trebuie să...
Hotărârea trebuie transmisă către, ca să primim tranșa de bani, am înțeles, pentru de la, dacă o fost făcut din fonduri europene. Supunem la vot punctul 2 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind înregistrarea audio-video a ședințelor Consiliului Local al Comunei Bucur, județul Bacău. Inițiator domnul consilier Nicolae Nistor. Prezintă domnul. Regulamentul privind înregistrarea audio-video. Dar, practic, ca să vă prezint, eu am studiat așa făcut, am văzut celelalte primării și am considerat că este normal ca să avem noi Consiliul Local sistemele respective, care este coordonată exact de ședitorul acela în regulament, este ușurează în primul rând munca celor care întocmesc procesul verbal, pentru că sunt mereu inadvertențe îndreate, că nu poți să reții primăria, Consiliul de la Unitatea Administrativă Teritorială, nu are stenotactograf care să meargă în meseriași ca să pentru așa ceva. Dar cea mai bună soluție este înregistrarea audio-video și automat când faci respectiv, nu poți contesta nici tu votul și ce am vorbit. N-ai prins acolo, ai prins, e o chestiune, la un moment dat aveam contradicție și eu vorbim, noi nu am avut nicio problemă. Că domnul Marc, nu s-o vrei, s-a făcut, unde e consiliul prins acolo? E corect în cazul în care există o chestie, poate să audieze oricare acest material registrat și să compare cu procesul verbal. Eu zic că este ceva eficient și bun pentru toate primăriile, adică la noi cel puțin, în județe sunt foarte multe și în toată țara. Asta e proiectul inițiat de mine, dacă sunteți de acord. Supun la votul 3 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Și apropo, nici... Da. Abține? Nu credeți că cheltuiala ar fi mai mică? Nu are așa. Am cumpărat o dată. Și o chestiune, să-ți repede, costă... Să plătim unei firme, poate... Costă 1.000 de lei, domnule. 8.000 ceva. O dată la... Știu eu, câte și nu, dacă... Aștept că cel care se abține să spună și motivul pentru care. Hai, vreau frumos. Că inițiator sunt eu, vreau să știu, care inițiază procesul verbal. Păi nu politic, nu, vă rog frumos, nu politic. Cred că întâi a inițiat un proiect de hotărâre prin care să achiziționăm tehnica, neavând, adică am pus cai înainte. În spatele căruței. Ce pentru că nu avem tehnica. Păi asta e la facem tehnică. Trebuie să cum sistemul audio-video. Și persoana respectivă scrie clar acolo să puteți citit-o în proiectul. Doar citit-o, îmi pare rău. Dar tot avem un contract la ora cu... Care contract avem? Care contract avem? Domnul, care avem contract avem? Nu avem un contract cu domnul. Nu știu, spuneți-mi câte registrări, câte ca să avem de registrate. Spuneți-mi la mine. Tot timpul. Aveți arătate? Când tot timpul? Hai, dacă vreți, atunci cerem. Să văd câte ședințe aveți activate de la, din 2016, de când au contract, doamna, sau facem la pentru publicitate? Păi îl faceți eu, pentru că asta e Consiliul Local, nu ea primării, primar sau nu știu. Vă rog frumos. Dar să notăm, cine este pentru? Cine nu-i de acord, nu-i nicio problemă. Deci cine se abține? Dați un pic, pentru câte lucruri avem, ca să știm. Eram sigur că să fie eu. 4 voturi? 6. 4-6 voturi. Abține? Abține. Să le notăm. Și împotrivă. E problema că fiecare votul... Înseamnă că domnul sunt abține. Da, 9-6-5. Nominal trebuie să cei care... Trebuie să știm exact. Și s-a aflat de voturi, nu putem nu face nici. Nu, nu, trebuie să știm exact cine poate să știm. Dar s-a spus. Da, nu poate rău supără. Oricum, trebuie cu lui, trebuie cu lui. Ar fi bine că pentru ședința următoare trebuie să spună și contractul, cam cât costă filmarea, cât a costat contractul până în prezent, domnilor. Trebuie scris și asta. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Prezinte, doamna, pentru că prezinte contractul ca să vedem și contractul de 2016 la zi. Și se prezinte și casetele respective, cât e o registrare și pentru ce o lua bani. Rog frumos să lecem scala. Punctul 4 de pe ordinea de zi.
proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Pârjol în cadrul Consiliului de Administrație și Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Gimnaziale Pârjol pentru anul 2022-2023. Doamne, stăpă. Da. Având în vedere adresele, cele două adrese ale școli gimnaziale Pârjol, prin care ne solicită desemnarea a o consilie care să facă parte din Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ pentru anul școlar 2022-2023 și un consilier pentru consilier local care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. Da, da. Așa, vă rog să faceți propuneri pentru cele două. Am eu propunere pentru Borcea Iosif, un reprezentant din partea Consiliului. Altă propunere este doamna Maria Sorțanu. Supunem la vot pentru domnul Bortoiosi. Și pentru doamna Maria Sorțanu, supunem la vot. Așa, deci câte voturi am pentru comisia de cele două propuneri, da. A fost Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație, cei reprezentanți. Da, da. De-a cu ce De câte voturi au fost pentru? Pentru domnul Iosif. Pentru Consiliul de Administrație. Pentru domnul Zmurtu și cu domnul... Și doamna Sforțanu. Doamna Sforțanu, da. Deci câte voturi pentru domnul Iosif? Mai ridicați o dată, mai spunem la vot. Pentru domnul Iosif, da? Și câte pentru doamna Sforțanu? Ați rămâne să rămâne să dăm cunoștință de cauză. Te rog, atât. Maxim. Da. Deci cine da, este? Da, se abține și cu doamna Sforțanu se abțin, da? Și mi va fi 13, 13 voturi avem, da? Deci doamna Sforțanu va fi reprezentantă, nu? Doamna Sforțanu și cu domnul Borto la Consiliul de Administrație. La calitate. Și la calitate vă rog să faceți o propunere. Da, propunere pentru ce? Pentru calitate eu propun doamna Otilia Morcară. Ia e un de acolo. Da, sună frumos. Bun. Și mai avem diverse. Și eu zic că la diverse trebuie să dezbatem celelalte probleme ca să poată doamnele când scriu procesul verbal să ia ordine. De asta ia nevoia să scrierea procesului verbal, că luăm de aici și o punem de cuvinte. Da, da. Deci nu mai e... Eu zic, ce faci? Am zis de mea mai bun, că ce faci eu? Și zic, ce Trebuie să facem scris. Păi am înțeles că a zis domnul Cojocaru să veniți dumneavoastră să vă uitați în... Nu, deci că vreți de materiale, nu? Da? Asta vreți de materiale, nu? Adică să le pot... Să doriți la el. Am venit de la Bacău, dacă... Păi, nu-i problemă. Da. Ce problemă? Da, dacă nu lăsați ceva scris, cel mai bine, da, sigur că veniți aici și vine cu tot proiectul aici, în sala mare, vă lasă timp să studiați, vă uitați cât e, cât doriți dumneavoastră, părerea mea, că este foarte... Da, eu așa am înțeles, că veniți care, cine dor, vă fixați o zi, când doriți dumneavoastră, l-a anunțat și pe dumneavoastră, ca să fie prezent și să aducă toate documentele la... Da? Și nu poate să se arăseze. Se arăsat, am înțeles că este foarte... Da, nu știu. Dacă plătești? Plătești. Da? Eu am plătit, dar nu doi ani zile. Dacă plătești, nu știu ce am. Eu ca consilier trebuie să plătești ceea ce cer. Ce vreau să vă poate... referitor de porțiunea asta de ideal. Fac ceva de buieri, sunt porționare și ce s-a luat. Asta acolo la Nea Adrian deja a plecat. Azi vin pentru să vadă ce soluții găsesc de acolo. Acolo a fost întotdeauna un punct de apă și... Este și este.
Și va fi. Se poate, dar nu avem și industrial. Problema e că ar trebui să sape mai bun de asta, am de contract, să ne uităm, să verificăm dacă fac exact ceea ce trebuie sau trec peste lucrare. Să-i găsesc, poate, atunci nu se ține, pizate toate, să-i găsesc, să-i găsesc.